Bună ziua! Eu aș zice mai bine bună seara. Apoi noi se numai patru mame. Da, e întuneric. Nu știu dacă e patru, poate cinci. Ai, cinci fără seara. Ai văzut? De la șase să spune bună seara, normal. Da? Da. Nu fi. Mergem la Kaufland. Mergem, nu mai fost mami la Kaufland. Mergem la Kaufland, poate și la Lidl. Ai apă? Nu, numai una mai am. Apă, pâine ne trebuie. Și mai poate mă duc și pe la Lidl. Ah, uite, sunt 3 pangi, ce se iau de la Kaufland. Nu știu dacă mai are kiwi și așa. Are kiwi, că eu l-am așezat ieri. Da. Școala în fața noastră. Dar m-am încălzit. Nu aș mai filmez niciunde. Mie îmi vine numai să mă culc. Cred că antiinflamatorul ăsta îmi scade tensiunea și mă face așa bălășit. Vreau să nu uit să-mi iau și eu medicamente de răceală. La Kaufland, nu știu, întotdeauna e aiurea la Kaufland. Am zis că nu mai filmez acolo, că de la securitate nu mai mă lasă să filmez. Cineva a făcut acolo gură între angajați și acum atât după mine se uită. Pare rău. Un domn a zis că să filmez magazine românești. Nu prea este înălat. Deci, supermarketul românesc nu mai există la noi. Mai este alimentari mici, unde nu prea mai găsești nimic în ele. Și la noi, chiar pe colț, la stradă, alimentar, este alimentară, mama. Dar nu se merită să mergi. Păi, nu. Nu prea să merită. Să fii mai scumpe și nici nu găsești de fiecare dată ce ai nevoie, dar când avem nevoie așa de lucruri mai puține, atunci mergem și acolo. La noi domină Kaufland, ce mai mai? Lidl. Remark. Selgros, Penny, Penny cam nu prea îmi place, rar cu. Da, rar, foarte rar. Majoritatea sunt nemțești în magazinele de la noi. Nu prea mai avem nimic ca să fie nostru. Uitați și aici. Altex, DM, Deichmann, Taco, Lidl și Kaufland. Cu salutarea. Am un dovleac care se plimbă aici pe mașină. De la doamna Angela. De la doamna Angela, dar o stă proaspăt, nu? Eu nu știu, nu, nici nu l-am văzut măcar. E micuțel, așa. Da. E fain, e drăguț. Cred că mă duc și la DM să scot pozele ce mi-a făcut doamna Margareta de la Târgu Mureș. Doamne să binecuvânteze. Sunt o barcare și noi. Cam. Cam multă lume astăzi. Uite, domnul vrea să iese. Aici. Hai. Până aici sau ce faci? Intră. Exact, așa. Vezi că știi.
și căruț. Avem. Dar cred că e de la Lidl. Acum îl vedem, dar cred că e de la Kaufland. Nu cred. E roșu pe el. Nu mai cred. Filmez ce o găsi mami. O găsit pentru... Ce vrei să faci, mami? Tobă. Pentru tobă. Cu 20 de lei kilogramul. Ofertă. Și arată-ne ce conține, mami. Hai aici. Aici, asta, dragă. Deci, e capul cu ureche și am și soric, un sul. Ok. Și o să-l am din afel. Și mai ai și ceva picioare acolo, parcă da. Ce da. Lasă-mă pune aici. Că te las. Că ești entuziasmată. Că ți-ai găsit comoară. Da, dar scrie că e spadă și nu găsesc. Spată. Da. Cred că nu mai este. Nu mai este. Asta e amestec de porc pentru pifie, scrie aici. Da. Nu mai am nimeni. Și atunci ăsta cu cât e? Oh, mami, ăsta e 10 lei kilo. Nu-i 20 de lei kilo. E foarte ieftin. Deci cu 10 lei kilo. Tot filmez un pic mai încolo. Deci ne mai trebuie limbă de porc. Ne mai trebuie limbă de porc și un ciolan. Am pus un pic pe pauză, că era angajat acolo de la Kaufland. Dar că nu prea văd să fie. Dacă nu luăm mâine de la Unicarb, se poate lua la comandă. Deci mami vrea să facă tobă. Mergem către casă. N-am filmat mare lucru la Kaufland. Dar în schimb vreau să iau cătăcelicul. Și să vadă și mami. Să vedeți și voi ce frumos împodobit în Crăciun. Doamne apără, pentru asta merg. Să vadă și prietenii noștri după internet. Că... Nu toată lumea a văzut ce fac. Da, ca să se vedeți ce surpriză vă arătăm noi ce surpriză. Hai! Ba măi, 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 ce... Ce gaz! Fai! Dar de ce eu? De la un om. Știu! Parcă vreau să... Foc! Parcă vreau foc în mașină. Am uitat să închid aerul. Asta nu mă bine nu face la prășit. Și tu ești acum și transpirat. Asta e. Închide. Am închis. Am uitat să închid aerul, eu sunt de bine. Și eu mă la care nu-ți face mașina. Arătăm ceva acasă, surpriză, da. Avem o doamnă din Târgu Mureș. O doamnă care ne iubește și ne iubește, ne apreciază, ne stimează familia noastră. Nu știu cum să mă exprim, că așa ceva mai rar. Chiar acum ne uităm la surpriza asta mare. Dar s-ar putea că mai sunt câteva, dar ce am reușit eu să găsesc repede în telefon sunt astea. Aici e la ziua lui Angie, unde e cu inimioară. Da, știu. Mâine e ziua lui Angie, da. Din păcate, m-a distrus surpriza. Am luat un parfum foarte fain. Calvin Klein Euphoria, așa-l cheamă. E o cutie mauve.
am luat 175 de mililitri, sticle de aproape 200 de mililitri. Și era în mașină, ea l-a găsit. Și l-a deschis. Să știi că mai era pozii care sunt mai faine. Da? Mai faine ca astea, cred eu. Că țin minte că Natalia îi cu Ciuciu și... Păi acolo, acolo. Am văzut, dar altfel. Așa de aia. Nu să mă uit. Bă, ce mă dai spatele. Iau câtă pădurea și întorc înapoi. De ce întorci înapoi? Să venim acasă. Dacă iau câtă pădurea. La Podgoria. Stai să-mi pun centura. Da, fi rău, da. Așa, hai să facem să se vadă mai bine. Ce fain împodobit. Orașezat bine e biserica aici, se vede frumos. Dar nu prea este în parcare. Asta nu a fost ieri. Sau alaltă ieri. Da? Trecut pe aici, da. Caleașcă. Cad în povești. Da. Ce tare. Becul meu face așa. Nu, becul de aici. Stai așa să pun. Este centrul nostru. Aici este sensul giratorul de la Podgoria. Bulevardul Revoluției se numește, cine e plecat de mult din Arad. Înainte era Bulevardul Republicii. Nu, uite cum se vede acum. Acum întorc. Și pe aia altă fără să semnalizeze. Da, așa face. O, mașina lui toată e lovită pe lateral. Ai văzut? Da, am văzut. Ioa, ce lovită e. Mai, deci pentru el nu mai contează cum mai mușește tata. Asta e faină, de aici, din față. Aha, îți place? Da. Mie mai mult îmi place aia bușită, că e Porsche. Aici scrie I love Arad. Eu uite să pun telefonul. În suport. Fain. Mă prinde roșu. Nu pot să mintez. Ceasul ăsta nu a fost pus până acum. Aici. Oh, ba, de câțiva ani pus, dar nu l-ai văzut tu, că n-ai venit seara pe aici. Serios? Da, da. Uite ce face ăla. Păi face toată lumea ce poate. Doamne, se încălcesc chiar aici. Așa toată... e, la sensul ăsta. Toată lumea se încălcesc. În orele de vârf.
place mult când e așa împodobit cu lumini. Dar pe Mețeanu ai văzut cum e? Da. Unde ai văzut? Când am filmat eu? Nu. Ai văzut la domnul care tot zici? Nu. Am văzut și ieri, nu știu, ieri, alaltă i-am fost cu tine cu Marcin. Da? Da. Și când am venit în Sofronia. Și eu nu? Da, și tu. Și eu mi-i Samuel. Doamna-i soră. Sigur-i soră. Că știe ce înseamnă Samuel. Și ce înseamnă Samuel? Ha? Spune tu. Dumnezeu a ascultat. Ce face omul ăsta? Doarme. Mama lui nu putea să aibă copii și s-a rugat foarte mult și era ocărâtă de penina. Mama lui s-a chemat Ana lui Samuel și a fost ocărâtă foarte tare. Ea nu putea să aibă copii și s-a rugat și Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. Și atunci ea l-a închinat la Dumnezeu și l-a lăsat să crească în biserică și l-a dat la Eli. Sper că n-am găsit numele lui preotul din biserică. Cred că el. Nu mă amintesc așa. Dacă ai fi luat-o, ai fi scăpat de ăștia. Eu știu. Dar am vrut să mai filmez un pic și pe aici, știi? Aha. Aici e parcul nostru. Avram Iancu. Aici am filmat. Am închis fără să vreau. Aici scrie alăvărat. Aici așa.
sale. Filmarea noastră și vă arătăm ce am cumpărat de curând. Am ajuns acasă. Vă arătăm așa, scurt ce am luat. Scurt pe doi. Am luat un suc. N-am băut până acum din asta. De morcov, portocală și ananas. Faner să faci într-un sat din Austria, unde am lucrat eu, în Lauterach. În satule micuri. Am luat o pâine, rolă pentru bucătărie, portocale, morcovi, ceapă, ADN, materiale umede și tapsuri pentru mașină, sare pentru mașină. Acum urmează mami să vă arate ce am mai luat. Aici sunt de morcovi. Deci eu mă bucur de capurile astea. Adică e un cap. Deci sunt și picioare. Da. Deci așa e, știi? Deci aici e fain și pentru răcituri, e fain și pentru cartaboș. Da. E pentru tobă. Pentru tobă, nu cartaboș, ai dreptate, cu 10 lei kilogramul. Vedeți? Asta a fost 30 de lei. A, la Natalia mea i-am luat mozzarella. Îi place foarte mult mozzarella. Astea mini. Am luat zahăr. Zahăr 3 kg. Am luat la Natalia. Tot la Natalia. S-a zdrobit un pic. Ce ai luat? Castane? Da, pentru chip. Am luat de vreo 10 lei. Tot mozzarella. Aranji am luat cafă. Tot pentru Natalia măsline cu busuioc. Îi plac foarte mult. Mami și-a luat condimente, anason, curcuma, ce am luat? Foi de dafin și curry. Curry e un condiment asiatic. Asta e curcuma. Curry. Mami nu o luat până acum, dar i-am spus că e fain. Mie îmi place curry. E un amestec, stați că vă spun. Curcuma, coriandru, scinduf, chimion, ghimbir, amidon de porumb, sare și cam atât. Și acum surpriza. A. Era să uiți. Da. Surprize, surprize. Uitați pe Dacia. Eu mi-am pe prima pagină. Acesta este Dacian. Calendar. E așa de pus aici. Da. Deci asta e Dacia. Vezi că cred că-s două acolo. Nu. Unu. Așa groasă. Aici ești tu. Aici sunt eu. Aici eram la nuntă. La nuntă și Daci la fel. Aici e la Reșe. Nu. Nu? Nu, nu. În Bregenz, pe muntele sus, la Fender, Fender Dole, e acolo o cabană, tot acolo în ziua aia, o cabană cu un restaurant specific austriac. Nu știu dacă cunoașteți pe Natalia, aceasta este, dar uite că acum nu mai stă așa tare. Vrei să nu le murdărești. Păi asta îl încerc. Uite așa. Așa. Natalia, op. E bine așa, e bine așa. Crezi că e mai bine așa. Ok, nu mă pică. Așa e mai bine, nu? Așa. Și acesta este soțul. Cu Moș Crăciun. Cum? De fapt, pe el îl cheamă Nicolae și... La Moș Crăciun în poală. Dacă vede, tati, stai să iau blițul ăsta. Stai, blițul.
Și aici... sunt eu cu Angie. Aici așa un pulover frumos am avut. Dar văd că nu se vede. Nu, nu e problemă. Aici am mis doamna bucătăreasă. Wow! Rulou, da. Ce l-ai făcut tu. Aha, cu smeură. Ce fain, zici că iasă din poză, vezi? Și aici sunt eu cu coșul meu. Nu-i coșul tău. A, nu-i coșul meu. Eu cu coșul meu. M-am gândit, doamne, dar când am pus eu astea acolo? Aha, și tu ești la Moș Crăciun pe listă. Și eu mi-s cu Moș Crăciun. Și aici... E Ara. E Arabella. Și Natalia cu dinții ei, aia frumos. Tot Natalia. Tot... De ce ai scos două? Puteți să scoți alta în locul ei. Eu am scos toate care le-am primit, mami. Da? Dar da. Eu știu că mai trebuie să fie. Trebuie să mă uit, dar care le-am găsit, le-am Ara. Făcut repede. Păcat că nu stă, că ea stă când are picior poziția asta, da, aduce piciorul ăsta păstă. Și ăsta așa, ca doamnele. Aici sunt la reșeni. Aici? Uh-huh. Și ăsta îi... Avea mai mult păr aici, pe margini. Aici îi... lupul singuratic. In heaven. Și aici i-au dus aminte de familia lui. Ce fain. De familia lui. Foarte frumos, foarte frumos. Și aici cine? Suntem tot aici mis, unde la Zolo Angie aici. Da, aici e cireașa de pe tort. Aici doamna Margareta o vrea să o compare cu o divă. Pe mami. Știi că eu nu am păr și asta are prea mult. Aici au făcut așa o glumă. A murit acum. Da, știi, dar ea are prea mult păr și eu nu anul am. Anul ăsta a murit. Serios? Uh-huh. În Elveția au trăit ultimii ani. Da? Da. Uai, dar ce fain e asta. Aici e Natalia. Superbă. Foarte, foarte mult îmi place. Tot două aici. Și atât. Atât. Vă mulțumim, doamnă scumpă, pentru... Mica, mare atenție. Exact. Pentru așa o atenție minunată, plăcută. Domnul să vă binecuvinteze și... Și pe pe băiatul ei de Norvegia, că el i-o... Pe băiatul dumitale, că el s-o duși le-o... Așa, și ce să mai spun eu la doamna scumpă, vă dorim sărbători liniștite, fericite, Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Știu că sunteți singură, dar nu sunteți, sunteți cu noi. Domnul e cu dumneavoastră și vă iubește. Bineînțeles că cu Dumnezeu. Da, și încercăm ca să... Fim la toată lumea pe plac și dacă dumneavoastră v-ați atașat așa mult de noi și vă place așa mult de noi, vă mulțumim, vă respectăm și Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe familia lui băiatul dumitale. Vă dorim sărbători fericite, Domnul să vă poarte de grijă. Eu, ca de fiecare dată, vă spun pacea Domnului. La revedere. Vă mulțumesc. Seară plăcută. La fel, la toată lumea. Cu glas duios.
promisiunea că tu vei fi cu noi. Nu mai privesc pe lume, nu mai privesc înapoi și cred promisiunea că tu vei fi cu noi. Nu ți-am dat eu mare porunca aceasta. Nu te teme și nu te spăimânta. Yeah.